pistol acolo, vin acum. Hai că le schimb pe toate trei și pe asta pe spate. Schimbăm trei locuri. Din 2008 asta. Da. Vechi. Astea acum de se pasă. Nu mă uita la ea. Cine mai? Mă uit după Anda, nu-mi dau seama. Cine de asta? Asta a fost un pericol cu ea. Da, uite, ce e? Uite acolo ce e. E tăiată? Ai, ai. Păi știam că e... Bine, că nu-l urmat. Mă, de ce? Da, să pleznească. De când am venit de la București, am făcut. De mult, mai ales pe față. Da? Deci era în vară. Da. Și asta cred că e vară. Da? Da. Asta e, nu știu din ce an sunt. Acum vă spun. Da. 2015, nu? Da. Unde e? La Croscuie? Da. Aia, 15 ori. 43-15. Iar ceva? A fost vulcanizat tot acolo, nu? Da, e un petec, da, e bun. Hai să bag altul la tine. Sigur e bun? Da. Și dacă ia mar cauciuc? Nu are nimic, ăla n-are nimic, e făcut cu un crăb. Da? O. Dacă nu bagă mar. E ok. Poți să nu pui ceva? O bag. Păi și ele bune, Pirelli, ce astea? Astea? Da. Îmi obosește și el. O să stie și Michelin. Asta e, dar a fost rulată și nici ea. E cum și mal de noi? Nu.
n-a avut tăietură, tăietură ca aia. Așa e, asta e copt, că atât e crăpat. Știu, dar n-a avut cum nu, n-am băjut. Da, se făcea și asta. Asta era avansă, nu? Da. Gata, prieteni, am fost și pe la vulcanizare, mi-am schimbat roțile, aveam 3 roți varză, acum sunt bine. Bamba. Eu cred că știu drumul spre întoarcere, doar că am pus și GPS. Țineți dreapta pe strada Andrei Șaguna. Aici pe undeva e Spitalul Județean Arad, prieteni. Așa că am putut să-l filmez, n-am putut. Uitați pe acolo, pe undeva.
Ați văzut? Peste aproximativ 2 km, virați la dreapta pe strada Pionierilor. Oprește, băi, arădene. A zis cu domnișoara cu bicicleta. Ai benzina 701 la Euroil. Nu te bagi. Vezi ca în viteză. Aici benzina tot 701 la Sorcar, la Socheres. Mai mergem înainte, prieteni. Aici servis, reparații, biciclete, uitați. Strada Andrei Jaguna. Clinic județean de urgență Arad, prieteni. Prieteni, am venit și la Marc, la Cocoșu, să iau un meniu. Un meniu cotlet de porc, florentin, cartofi piure, pilaf de orez. 28 de lei meniu. Prieteni, să am poftă. Un coțet ăsta florentin. Uite-ați aici, prieteni. Orez și piure. Hai, sănătate. Merg în camera, prieteni. Mănânc și eu odată bine în Arad aici, cu poftă. De fapt, meniul e 28 de lei. Dar eu nu vreau ciorbă. Așa că o porție de asta care mănânc eu, 15 lei, prieteni. Asta și un ardei. Te duc un ardei lui nașul meu. Îl dau un ardei de ăsta din Arad. Eu cred că îi duc. Asta e orez. Orez, pilaf de orez. Au o pâine foarte bună, prieteni. Bună rău. Mamă, cu 16 lei te saturi. Mai bine decât în Constanța. La mare e mai scump, mă gândesc, nu? Asta e cotletul de porc florentin. Așa-l chema pe porc, florentin. Ia să vedem. Good. O să vii cu apă de acasă dacă vrei, dacă nu, iei de aici.
Hai, bam bam, sănătate prieteni, libertate și pace pe pământ. Prieteni, asta e meniul zilei, haideți să vă explic. Luni, ciorbă de burtă sau rădăuțeană, ciorbă de legume, supă de pui cu paste, felul 2, mămăliguță, cârnată afumată, lemeană la cuptor, crispy din piept, de pui de cartofi, piure. Deci, dacă ții decât o singură porție, plătești 16 lei. Dacă ții felul 1 și felul 2, plătești 28 de lei. Marți, avem ciorbă bulgărească de porc, supă de vulcan, cofete de porc la felul 2, exact ce mănânc eu, notificăței de pastăre nu vreau. Miercuri avem ciorbă franțuzească, supă de găină, varza la Cluj, asta mi-aș fi luat-o miercuri. Joi, ciorbă de fasole, bambe de tonat și spaghete poloniese, șnițel parizian. Și vine ciorbă de cartofi, supă de găină, friptură de porc. Deci, prieteni, mănânci aici pe săturată și dacă nu poți să mănânci toată mâncarea, să o iei acasă la pachet. Hai, bam, bam. Deci aici la cocoșul, cocoșul de aur, prieteni. Prieteni și de la ambulanță vine aici și mănâncă, că e mâncare bună. Ce-ați prieteni, că se pune cola de-aia mare, se pune în pahar și cred că o cola cât costă, nu știu. Prieteni, poți la restaurant, a costat 50 de lei. Am luat mai mult decât trebuie. La cocoșul de aur. Bam, bam. Adică n-am fost singur, de-aia zic. Trebuie să cotizez.